Nava militară viceamiral Constantin Bălescu a luat foc în șantierul naval Midia. Incendiul a izbucnit azi dimineață la puțin timp după ora 10. Paza navei a alertat imediat pompierii din șantier, iar aceștia au cerut ajutor de la Constanța. Focul a pornit de la scânteile unui aparat de sudură care au sărit pe câteva plăci de polistiren expandat. Au aprins materiale de izolație, iar focul s-a propagat rapid. Deplasați la fața locului cu 4 autospeciale, 2 din cadrul detașamentului de pompieri Constanța Oraș, 2 din cadrul secției Midia Năvodar, cu 23 de subofițeri. Aceștia au acționat sub stricta coordonare a împuternicit inspectorului șef, domnul colonel Constantin Gheorghe, pentru lichidarea incendiului. A izbucnit incendiul, ce? Într-o încăpere la pupa navei. Bărbatul care făcea operațiunea de sudură s-a ales cu arsuri pe mâini și a fost transportat la spitalul de urgență Constanța. Medicii spun că rănile nu sunt grave și nu-i pun viața în pericol. A găsit o persoană tânără de sex masculin care suferise o arsură minoră, arsură de gradul 1/2, la nivelul palmei stângi, la nivelul uretii stângi. Persoana a fost pansată și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Nava viceamiral Constantin Bălescu a fost predată șantierului naval Midia în luna decembrie 2014 pentru o serie de reparații obișnuite. Face parte din divizionul de nave minare de minare și este destinată în principale executării misiunilor de minare la mare, fiind capabilă să lupte împotriva țintelor navale în cooperare cu navele specializate. Începând cu 1997, a participat la numeroase exerciții bilaterale sau multinaționale.